Activitate inedită astăzi în cadrul Castelului Ardelor, o seră cu simboluri ale orașului, unde cei prezenți au putut să își realizeze propria amintire. Severinul văzut prin ochii fiecăruia, cu ajutorul unor ștampile cu principalele obiective turistice ale orașului, cât și cu mesaje specifice. Să folosim acest tuș și aceste cartoane și este o terasă din drogheta Trumselină, așa cum erau când eram noi copii, domn primar. Copiii din ziua de astăzi iau alte și fel și fel de obiecte pe care le vor folosi pentru a-și crea propria amintire despre istoria orașului Drobeta Tomul Severin în calitate de vizitatori. O carte poștală pe care pot să și-o ia acasă vizitatorii sau pot să o lase aici expusă în panourile noastre speciale pentru propria istorie. Palatul Culturii Teodor Costescu din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, în parteneriat cu Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin și Biblioteca Județeană Ige Bibicescu, anunță lansarea oficială a unei noi instalații interactive adresată comunității locale și turiștilor, cu ajutorul căreia fiecare vizitator își poate configura propria istoria orașului folosind o serie de simboluri și de elemente puse la dispoziție în interiorul acestei construcții ingenioase. Avem aici clădirea teatrului, care este de altfel monument istoric. Avem cetatea medievală, creată, bineînțeles, cu o machetă, o mini-machetă creată de către arhitecți, proiectanți, da? Avem fântâna arteziană, vă mai pot da și alte exemple, castelul de apă și, de exemplu, aici avem hidrocentrala Porțile de Fier. Tot ceea ce înseamnă istoria orașului poate să fie recompusă de către tinerii pe care i-am invitat astăzi sau de către orice vizitator al castelului de apă cu ajutorul acestor simboluri. Veniți la castelul de apă cu prietenii, cu colegii de la școală și compuneți această istorie cu ajutorul machetelor realizate de arhitecți. Aveți la îndemână și aceste cartoane pe care puteți să compuneți propria carte poștală, propriul tablou sau propria amintire. Aceste machete mai au și mesaje. De exemplu, avem aici un mesaj foarte frumos. Vom folosi această tușiță. Și după ce compunem un peisaj cu ajutorul machetelor, cu obiective și cu alte simboluri ale orașului, putem să transmitem celorlalți vizitatori sau oamenilor care lucrează aici un mesaj foarte frumos, locul pe care îl iubesc în Drobeta Turnu Severin, de exemplu, sau cea mai frumoasă amintire. Acest proiect are ca scop reprezentarea istoriei orașului Drobeta Turnu Severin prin ochii și prin experiențele personale ale celor care fie sunt născuți aici, fie sunt turiști aflați pentru câteva ore în oraș. Continuăm să ne dezvoltăm, continuăm să venim cu surprize pentru cei care trec pragul Castelului Artelor. E un proiect pe care l-ați văzut și noastră descris, un proiect care a ajuns la maturitate, iar aseară încă două proiecte ale Palatului Cultural, ale echipei de la Palatul Cultural, au câștigat aceste proiecte pe banii Guvernului României, pe bani naționali. E un lucru foarte bun. Toate aceste proiecte vin să diversifice zona turistică, zona culturală a orașului. Nu pot decât să îi felicit pe cei care au pus umărul ca aceste proiecte să fie aprobate. În continuare au și alte idei. Sperăm că încet, încet le vom pune în practică. Și noi, de la nivel de primărie, am investit în zona centrală, în zona turistică, străzi, alei, reabilitate. An de an avem spectacole medieval, antic. Încercăm să atragem turiști, încercăm să valorificăm potențialul turistic pe care îl are municipiul Drobeta Turnu Severin. Cel mai convingător putem povesti despre orașul nostru alegând acele elemente cu valoare simbolică care îl definesc cel mai bine. Dragile mele, astăzi iată, avem onoarea să fim invitați aici într-un cadru inedit, într-un cadru cultural deosebit. Este Castelul Artelor, fostul castel al apelor, cum toată lumea știe. De aici, încă din la începutul secolului al 20-lea, se distribuia apa la nivelul orașului nostru. Este o construcție în tipul carul întâi făcută. Cele mai frumoase, dacă vezi, o emblemă a orașului nostru, acest castel al artelor astăzi.
Sunt profund surprins să constat că astăzi colegii de aici de la zona aceasta de cultură ne-au oferit o metodă interactivă de a învăța istoria. Este o istorie inedită pentru că ne plasează oarecum în spațiul acesta al Mechedințului și al orașului nostru, dar și în timp, iată cu mai bine de un secol, în care putem să reînviem, dacă dorim, așa, prin aceste frumoase stambiluțe, imagini, o perioadă nostalgică pentru unii dintre noi care încă am prins astfel de momente. Cei prezenți au realizat câțiva pași simpli, au luat o hârtie specială, au ștampilat-o cu clădiri și alte elemente urbane importante ale orașului nostru. Am ales Castelul Artelor, deoarece este obiectivul turistic din Drobeta Turnul Severin, care îmi place cel mai mult. Această idee? Foarte interesantă și mi se pare că mai mulți copii ar trebui să vină să-și creeze propria carte poștală. Și mi se pare o idee foarte interactivă. Mi se pare foarte interesantă și foarte atrăgătoare pentru copii. Cred că există foarte mulți copii care ar vrea să încerce acest lucru. Ne spui ce mesaj ai ales și ce ștampilă? Locul pe care îl iubesc cel mai mult din Severin. Și care este? Castelul Artelor. Un loc foarte frumos și un loc care reprezintă Severinul. Și foarte interesant, de altfel. De la ce liceu vii? Colegiul Național Pedagogic, Ștefan Dobleja. Cum ți se pare Castelul Artelor? Foarte interesant. Mi se pare că s-a dezvoltat într-un mod foarte frumos. Și sper să țin tot așa. Este ca un strigă de bucurie care vine din partea noastră ca instituție de cultură. După ce v-am invitat să vă culegeți amintiri din această seră care este amplasată cu ocazia proiectului De Jos în Sus, iată că încă două proiecte vin la pachet pentru Palatul Culturii Teodor Costescu, proiecte câștigate pe banii guvernamentali care însumează 200.000 de lei. Unul dintre proiecte este două scene, de care noi v-am mai povestit, și cel de-al doilea, apa din instalații. O să vă ținem la curent pe parcurs cu ceea ce se întâmplă. Instalația este amplasată la parterul monumentului și a fost realizată prin efortul creativ al unei echipe de curatori și arhitecți din cadrul Q Group și al Rețelei Naționale a Muzeelor din România. Proiectul este finanțat cu sprijinul administrației Fondului Cultural Național.